Salut, Marius, și cu outfit-ul ăsta așa șmecher? Salutare, ce să fie? Nu pot să vin la sală dacă nu am și un outfit corespunzător. Mă și motivează în același timp. Și sunt super fan haine chiar dinainte să mă apuc de fiare. Astea sunt două pasiuni pe care le-am și eu în viață. Mai departe ar fi Game of Thrones și Harry Potter, astea. Nu cred că am și altele, dar ce avem aici? Avem un echipament de compresie. Este de la Nike. Avem fermoar, logo, reflectorizant, probabil e de alergare. Dar astea de alergare și cele de la fotbal, atenție, au un material extrem de confortabil și vă recomand fix colecția asta, dacă o găsiți pe undeva, Nike NSW. Ce o să observați este că unde ar fi trebuit să fie semnul de la Nike, nu este, avem pătrățelul ăsta. Și unde putem să găsim genul ăsta de echipament, Marius? Genul ăsta de echipament se găsește la Sport Vision. Găsiți diverse variante de culori, de materiale, de modele, mărimi și nu doar asta, dar aveți raportul calitate-preț excelent și cod de reducere Marius10, care vă oferă 10% reducere la produsele nereduse deja, deci cele din colecția nouă, și mai aveți un cod extra Marius care vă oferă reducere peste reducerile existente deja și online și în magazin. Așa că, fie că sunteți online și vă faceți cumpărăturile pe telefon, fie că mergeți în cele 28 de magazine din toată țara, mergeți la recepție, mergeți la casa de marcat și spuneți că aveți unul dintre codurile astea, în funcție de ce produse v-ați ales. Chiar puteți testa. Dacă bag codul ăsta, ce se întâmplă? Dacă bag codul ăsta, care e cel mai bun preț? Vă super recomand să le dați o șansă, sunt super calitative. De ce nu-ți crește bicepsul oare? Deși nu știu ce faci, bănuiesc, așa că am să-ți dau soluția în episodul de azi. Haideți! În general, în momentul în care un mușchi nu crește, lăsăm la o parte factorul pe care nu-l poți controla. Și anume, vorbim despre genetic, avem câțiva parametri ce pot fi controlați. Unul ar fi alimentația. Dacă nu reușești să mănânci suficient de mult, dacă nu reușești să te și refaci suficient de repede. Supraantrenamentul înseamnă ori că nu mănânci suficient de mult, ori că te antrenezi suficient de des și de tare și cu suficient de mult volum, prea mult volum, prea tare, prea des, încât nu reușești să te refaci la timp. Deci ăsta ar fi unul dintre factorii general valabili pentru momentul în care nu reușești să progresezi. La punctul 2 am avea tradiția. Din punctul meu de vedere, ăsta a fost cel mai mare setback, cel mai mare detriment al antrenamentului pe care l-am avut vreodată. Și anume, la ce mă refer? Faci ceea ce face toată lumea și câteodată funcționează. Poate ai noroc. Dacă îți arunci o oală de spaghete pe perete, 2-3 se vor lipi. Din noroc, nu pentru că ai știut. La fel și un ceas stricat arată bine timpul de 2 ori pe zi. Deci, ceea ce încerc să spun este că flexiile cu bara, flexiile cu gantere, flexiile la scot, sunt convins că merg pentru o mare parte a oamenilor. Poți să le faci toată viața și vei avea rezultate dacă faci progresiv overload. Dar există un subset de oameni cu diverse probleme articulare, n-au o conexiune bună, datorită inserțiilor, datorită lungimii segmentelor, care nu simt exercițiile astea. Sau dacă le-au simțit la început, datorită accidentărilor, la un moment dat nu le mai simt. Ceea ce înseamnă că ar trebui să experimentați cu alte exerciții. Eu personal am avut un super progres în momentul în care am eliminat exercițiile pe care nu le simțeam deloc, nu din vina lor, ci din vina mea, și am început să lucrez altceva. Când vine vorba de biceps, în principal, am renunțat la flexiile cu bara. Dacă le fac, le fac cu greutăți mici, în zona de peste 15 repetări. Dacă lucrez cu gantere, același lucru, nu fac serii maximale de 6 repetări, decât în cine știe ce caz, unde am un tempo mult mai controlat, rar, la paștele cailor, practic. Dar ceea ce am introdus sunt flexiile în toate planurile posibile, cu cabluri, cu diverse prize. Am introdus diversitate, am introdus tempo controlat, dar cel mai și cel mai important, cabluri. Lucrul ăsta, deși e general valabil, la biceps m-a ajutat mult mai mult. Am avut niște dureri, chiar dinainte să mă apuc de fiare, pe care știu că mulți dintre voi le aveți, de unde știu, pentru că îmi spuneți și mă întrebați. Și eu nu sunt kinetoterapeut, dar cu ce pot să vă ajut este cu prevenția. Cum faceți să nu ajungeți acolo? Și nu lucrați cu greutăți suficient de mari, cu forma greșită de execuție. Și ce te vin cablurile? M-au durut încheietura pumnului, coatele, umerii. Și cel mai important, m-au durut oasele antebrațului. În momentul în care făceam flexii cu bara și lăsam bara, rămâneam ca la cerșit cu mâinile așa, timp de câteva secunde până îmi reveneam. Și ușor, ușor începeam să pot să simt chiar. Era clar că nu trebuia să mă antrenez peste durere. Acum, uitându-mă în urmă, era super evident. Dar la vremea respectivă, când toată lumea făcea exercițiile astea și toată lumea se confrunta mai mult sau mai puțin cu probleme similare și continua să le facă, te gândeai că cine nu face așa e fătălău. Și nu vreau să fiu fătălău, așa că am continuat să le fac. Ceea ce înseamnă că mulți ani de zile aș fi putut să progresez și n-am făcut-o. Deci nu faceți aceeași greșeală. Nu toate exercițiile și toate mișcările se potrivesc pentru toate persoanele. Dacă ceva nu-ți place, nu se simte bine, te doare, nu te antrenezi peste durere și evită să mai faci mișcarea aia. Sunt atât de multe variante aproape similare care nu vin la pachet cu aceeași durere. Iarăși o greșeală frecventă este alergarea după forma hipercorectă. Deci nu corectă, ci hipercorectă. Există formă corectă de execuție,
Există ceva super ineficient și o să vă dau un exemplu imediat. Și există forma greșită de execuție. Forma greșită de execuție ar fi o aruncătură, unde o arunci din picioare, unde lucrezi cu inerție, unde pleci cu cotul prin lateralul corpului. O formă corectă de execuție ar fi o formă unde nu te folosești de inerție, nu arunci din picioare. Flexia arată ceva de genul. Nu e balansată, nu e aruncată, nu e trasă. E o formă corectă de execuție. Și o formă hipercorectă, care e atât de corectă încât e greșită, ar fi ceva de genul: vii, te ripești, nu se mișcă nimic și cer să faci flexie lentă, în 8 secunde. Ce ai câștigat făcând chestia asta? Nimic, ai pierdut. Flexia, mișcarea concentrică, pe partea pozitivă a mișcării, valabil pentru orice exercițiu, trebuie să fie explozivă. Folosește forța, nu-ți fie frică să folosești forța. Ești în sală, explodează. Fie că stai sprijinit, fie că nu stai sprijinit, explodează partea pozitivă. În momentul în care lucrezi foarte lent, e ok, nu e nicio problemă. Doar că pe partea negativă a mișcării, care e cel puțin la fel de importantă ca partea pozitivă a mișcării, ești mai puternic cu 30-50%. Și dacă tu te-ai chinuit să faci lent, nenecesar de lent, o mișcare pe care fi putut să o faci exploziv, atunci chiar dacă, să zicem, zona concentrică e antrenată corect, partea negativă a mișcării, contracția excentrică, a devenit irelevantă. Pentru că aici ești mai puternic, greutatea cu care o să cobori, controlat, nu mai face nimic. Deci corect nu înseamnă mumie, îmbălsămată, nemișcată, ca la verde stop. Corect înseamnă că nu folosești inerție, folosești mușchii pe care vrei implicați în efort pe direcția de inserție a fibrelor. Adică nu faci flexia așa, în lateral. Nu asta face bicepsul. Faci flexia așa, pe direcția de inserție a fibrelor. Când vine vorba de piept, la fel. Aceeași idee. Împingi pe direcția lor, nu împingi în exterior, nu te aștept cu nimic. Deci încercați să lucrați corect, dar folosiți forță, încercați să lucrați exploziv, fiți bărbați, aveți putere. Și când mă refer la chestia asta, nu mă refer la greutățile ridicate propriu zis, ci la intenția de a ridica exploziv. O greșeală la fel de mare ca supraantrenamentul, unde nu reușești să te refaci suficient de repede, în timp util, pentru stimulul pe care tocmai l-ai dat de creștere, ar fi subantrenamentul, respectiv, nu te antrenezi suficient de tare. Te antrenezi prea puțin, prea ușor, frecvența ar putea fi mai mare, te antrenezi nu o dată pe săptămână, ci de două ori, volumul, faci 6 serii. La intensitatea pe care o faci, ar trebui să faci 10, să zicem, ăsta ar fi volumul și intensitatea, stai departe de epuizare. Și aici vreau să bat fierul un pic pe chestia asta. Ne interesează să executăm orice mișcare, la orice grupă, dar în momentul de față discutăm despre biceps, unde mișcarea începe să încetinească involuntar, nu pentru că vrei tu. Eu pot să iau gantere de 2 kg sau chiar să lucrez și așa și pot să fac cod exploziv flexia sau pot să fac așa. Ce s-a întâmplat? De ce o fac lent? Pare că am conexiune cu mușchii, am, simt contracția, o simt. Mă ajută cumva chestia asta la hipertrofie? Nu mă ajută. Și totuși, de ce pot să fac chestia asta lent și să pară că fac ceva, să pară utilă? Vă spun imediat. Există o co-contract, adică doi mușchi antagoniști trag de aceeași articulație, practic. Adică bicepsul în momentul de față pare că încearcă să învingă o rezistență, dar rezistența este co-contracția de la triceps. Adică tricepsul încearcă să extindă brațul și bicepsul încearcă să-l contracte. Și dacă de aici trag 80% și de aici trag 100%, ce rezultă? Un 20% de mișcare pe partea pozitivă unde pare că ai făcut ceva. Ceea ce să vă spun este că în momentul în care faci controlat, cu greutate mică, este degeaba. Time under tension, poate ați auzit termenul ăsta de timp sub tensiune, nu se referă la închipuiala asta, nu se referă la porcăria asta. Time under tension nu se referă nici măcar la totalitatea repetărilor, să zicem. Se referă, este mult mai relevant când discutăm de timp încetinit de lucru. Dacă ai o serie de 12 repetări, cam ultimele 5 în medie, sunt repetările eficiente. Sunt repetările unde 1, 2, 3, pe la 7 începe să fie mai lent. Ultima e așa, durează 10 secunde. Repetările alea, de unde începe să încetinească mișcarea, care tu vrei să fie ca primele, explozivă, controlată și rapidă, atunci înseamnă că ai făcut o serie eficientă. Dacă nu atingi nici măcar una din cele 5 repetări eficiente, unde aici ai eșuat, dacă n-ai făcut nici măcar una, două, trei și ai stat departe de epuizare, și pe studii se vede că majoritatea începătorilor și trăgătorilor de fiare stau departe de epuizare la cam vreo 6 repetări, atunci înseamnă că ai făcut feeder set, serii premergătoare sau junk volume. Toate trei expresiile astea descriu același lucru. Sunt niște serii ineficiente. Nu sunt suficient de bune pentru hipertrofie, nu se pot numi serii maximale sau de lucru, dar nu sunt nici serii de încălzire unde ai lucrat fără greutate sau cu greutate mică. Sunt serii intermediare, sunt serii dintre ele. Nu sunt chiar degeaba, e mai bine să faci serii intermediare decât să nu faci nimic, să stai acasă la televizor, dar nu sunt suficiente încât să poți progresa pe termen lung. Deci vă recomand
să mușcați, în ghilimele, măcar una din cele ultimele 5 repetări până la epuizare. Dacă nu veți face chestia asta, ăla e un antrenament ineficient. O să funcționeze la început, după un timp, veniți degeaba la sală. Nu veniți degeaba la sală. Antrenați-vă eficient. Cam asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper să aplicați tot ceea ce vedeți la mine. Nu vă uitați doar de curiozitate, vreau să le și aplicați, vreau să văd rezultate, vreau să vă văd că progresați, pentru că știu cât de neplăcut și de frustrant este să bați pasul pe loc. Nu vreau chestia asta pentru voi, de-aia fac ceea ce fac. Suplimentele, echipamentele și accesoriile pe care le folosesc și le recomand sunt de la Gym Beam, unde aveți cod de reducere MARIUS5, valabil internațional, transportul e gratuit la comenzi de peste 150 de lei, puteți plăti atât în burs cât și cu cardul, iar livrarea se face în 24 de ore. Pentru restul parteneriatelor pe care le am, respectiv cu Sport Vision, cu ASICS și cu Aivia, aveți detalii în descrierea de mai jos, plus coduri de reducere, iar toate parteneriatele mele au același lucru în comun, raportul calitate-preț cel mai bun pe care l-am găsit. Din restul de vloguri făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante. Haideți să ne vedem cu bine la episoadele următoare. Vă salut! Baftă!